Dumnezeu atotputernic, care-i fost, ești și rămâi, forța care ne conduce până sus în veșnicii. Astăzi, când se instalează pustiirea uriciunii, Doamne, arată-ne ce înseamnă stăruința rugăciunii. Vino tu acum cu cheia și descuie-ne misterul, să putem și în clipe grele să comunicăm cu cerul. Dacă și noi suntem ceia care îți purtăm făclia, fă lumina ta cea sfântă să pătrundă în România! Luminează caracterul celui mic și celui mare, să putem și noi atrage sfânta binecuvântare, să putem înțelege în mod practic stăruința, să înțelegem marea taină ce înseamnă pocăința. Căci suntem sătui de vorbe, de reclame, teorii, vrem să te avem cu noi, dovedit prin mărturii. Geme țara în durere, suferința e amploare, boli, necazuri, sărăcia, tot mai mult ne dau târcoale. Cancerul face ravagii, îngrozește omenirea, azi infarctul e la modă, parcă vine pustiirea. Moartea pune stăpânire pe cei mari și pe cei mici, se distruge națiunea și tu taci, nimic nu zici. Când te știm că ești în stare să oprești orice furtună și să vindeci orice cancer, orice boală, orice ciumă, când te știm cum altădată ai lucrat prin slujitori, că au rămas o mărturie, falnici, demni, biruitori, până acolo încât umbra când trecea peste bolnavi, ei simțeau tămăduirea, oricât ar fi fost de gravi. Ce se întâmplă astăzi, Doamne? Des puține mărturii. Azi avem doar institute, teologi, teologii, oameni pregătiți acum pentru a te sluji pe tine. Dar prezența-ți dovedită tot mai rar, mai rar azi vine. Ce se întâmplă cei la mijloc? De nu-i foc și nu-i putere, nu-i acea prezență sfântă ce aduce mângâiere. Nu mai cad ca altădată lanțurile de robie, nu mai sar din cărucioare cei pe care lumea îi știe. Și un răspuns parcă se aude la acestea întrebări, care vine... Vine, vine din acelea depărtări. O, de-ați fi și voi ca aceia credincioși lui Dumnezeu, norii binecuvântării ar fi peste voi mereu. Dar mai sus ca unitatea și mai sus decât frăția, e un amestec de cultură, însă nu-i credincioșia. Încercați-vă voi singuri, pune slujba la încercare și te vei convinge singur când e Domnul în adunare. Rugăciunea are o cheie,
Dacă nu ai cheie ei, nu-ți vei rezolva problema aceea care tu o vrei. Rugăciunea pentru unii nici nu știi cum să-i mai zici. E un fel de datorie, obligații de servici. Nu-i pornită din străfunduri să cutremure ființa, nu-i zvor de energie care aprinde în noi credința. Rugăciunea pentru unii, rugăciunea azi, rugăciunea azi la unii, ești, nu știi, azi mulțimea cea creștină n-are stimă și respect pentru actul rugăciunii și de aceea nu-i efect. Stăruința în rugăciune e o treaptă și mai sus, dar făcută cum se cere, cum ne-a învățat Iisus. Multe slujbe se pot face fără a fi în ploape ud, dar să faci o stăruință, n-ai să poți să o faci în dud. Trebuiește coborâre, lepădare de firesc, contopire cu acela pentru care stăruiesc. Stăruința în rugăciune pentru scopul cel suprem este tare necesară, căci nevoie toți avem de a ne umple cu putere, de a ne umple cu Duh Sfânt, de a primi înțelepciune și izvor pentru cuvânt, de a primi credințarea că sunt mântuit, salvat, pregătit, gata de slujbă, credincios și devotat. Stăruința când se face prăbușită în umilință, într-o dragoste curată și umpluți toți de credință. Când se ajunge până la starea de frăție pe deplin și când toți în rugăciune strigă către cel divin, când e o singură dorință și în toți același puls, poți să știi, acolo sigur este prezent și Iisus. Poți să știi că stăruința zguduie atunci infernul. Spinte că vă-ți duc în două, pune în alarmă cerul. Face să coboare flăcări, limbi de foc ca la rusale, căci aceasta e puterea, alimentul vieții tale. Asta este stăruința ce a fost cândva odată și ea pune în mișcare forțele din lumea toată și ea schimbă tot destinul celor care vor viață. Și ea dă înțelepciune celor care dau povață. Asta este stăruința, să o înțelegem, frații mei, și să fim mari în credință, dar în fire, mititei. Să ne prețuim chemarea, harul care l-am primit, ca sfârșitul să ne fie pentru rai pecetluit. Domnul ne-a promis mult bine și ajutor. Noi să fim la datorie, dar să fim uniți. Amin. Amin. Aleluia.